Bătălia de la Uituz a constituit episodul secundar al marii ofensivei inamice din sudul Moldovei din anul 1917. Formând un sistem unic cu operația de la Mărășești, ea trebuia să permită pătrunderea forțelor trupelor puterilor centrale prin Valea Trotușului pentru a se întoarce frontul pe linia Siretului și a contribui astfel la zdrobirea rezistenței de pe frontul român. O primă încercare de străpungere a carpaților prin pasul lui Tuz fusese făcută în toamna anului 1916, fiind zdrobită de divizia 15 a generalului Eremia Grigorescu, ajuns între timp în fruntea armatei 1 române. După terminarea bătăliei de la Mărăști, armata a doua ocupa următorul dispozitiv. Corpul 4 avea divizia 7 între râul Dofteana și râul Uituz, divizia 6 între Uituz și Măgura Cașinului, iar divizia 8 în continuare până la nord de Zboina Neagră. Nu a existat timpul necesar pentru a dezvolta slabele fortificații existente. De partea cealaltă, armata 1 austro-ungară plănuia să atace cu grupul Gheroc pe aripa sa stângă de-a lungul văii Uituzului. Efortul principal revenea corpului 8 austro-ungar, care era dispus între Valea Dofteanei și Măgura Cașinului, în fața diviziilor 7 și 6 române. Acesta era alcătuit din divizia 70 austro-ungară, divizia 117 germană și divizia 71 austro-ungară. În rezervă avea diviziile 7 și 8 cavalerie austro-ungare, care erau pregătite să exploateze un eventual succes al infanteriei. Atacul a fost hotărât pentru data de 8 august 1917. Divizia 117 infanterie trebuia să înainteze pe la nord, pe Valea Uituzului, spre vârfurile Ungureanu și Coșna, iar divizia 71 austro-ungară pe la sud de vale. Divizia 70 austro-ungară trebuia să asigure stânga corpului 8, atacând spre târgul Ocna, peste înălțimile Cireșoaia și Prăvila. Sectorul de atac era larg de 7 km, iar puterile centrale realizaseră o superioritate de forțe de 4 la 1. Pregătirea de artilerie a durat 4 ore și jumătate și a fost foarte violentă. În sectorul diviziei 7, vârful Prăvila a fost asaltat de 4 ori de divizia 70 austro-ungară, fără niciun rezultat, regimentul 27 Dorobanți rezistând pe poziție. La aripa stângă, regimentul 16 Dorobanți, presat de divizia 117 germană, a cedat 1-2 km în zona vârfului Ungureanu, suferind pierderi mari. Vârful Bălcuța a fost atacat de divizia 71 austro-ungară, care, cu eforturi mari, a împins înapoi regimentele 11 Dorobanți și 7 vânători, aproximativ 1-2 km. La sud, regimentul 10 Dorobanți a reușit să-și păstreze poziția. În timpul nopții, generalul Văleanu, comandantul corpului 4 român, a ordonat un contraatac în zona centrală, trupele sale reușind să câștige o parte din terenul pierdut în timpul zilei. Regimentul 27 a capturat 200 de prizonieri, 3 mitraliere și un tun. Însă pe 9 august, puterile centrale au reluat ofensiva. Divizia 117 germană a forțat regimentul 16 să se retragă pe muntele Coșna, iar diviziile 70 și 7 austro-ungare au luat vârful Prăvila. La 10 august, presiunea asupra diviziei 7 s-a mărit, trupele române fiind nevoite să cedeze Slănicul, iar muntele Coșna a fost asaltat puternic, dar a rezistat. Situația era critică, deoarece trupele din prima linie erau epuizate după 3 zile de lupte extrem de violente, iar corpul 4 nu mai dispunea de rezerve. De asemenea, pozițiile pe care se afla erau ultimele înălțimi înaintea văii Trotușului. Generalul Averescu a ordonat corpului 2 să trimită toate rezervele disponibile și a cerut întăriri marelui cartier general. Deoarece bătălia de la Mărășești era în toi, nu s-a putut trimite urgent decât divizia 1 cavalerie, care a ajuns la Onești a doua zi dimineață. Mai era un drum, batalionul de vânători de munte și brigada de grănicieri. Generalul Gheroc a aruncat în luptă și el ultimele rezerve pe 11 august, în încercarea de a sparge frontul. Diviziile 70 și 7 austro-ungare au atacat Cireșoaia, care era apărată de regimentul 15. Toate asalturile au fost respinse, dar în urma infiltrării unor unități austriece pe la sud de vârf, fiind amenințat cu încercuirea, regimentul s-a retras în Valea Trotușului. Târgul Ocna era acum direct amenințat. Mai la sud,
divizia 117 a asaltat din nou muntele Coșna, dar nu a reușit să-l cucerească. A realizat însă pătrunderi pe la sud, în satul lui Tuz, unde înaintarea a fost oprită. Având spatele amenințat, trupele române de pe Coșna s-au repliat. Grupul Gheroc reușise să cucerească și ultimele două înălțimi care îl despărțeau de Valea Trotușului. În acest moment au sosit întăririle. Două batalioane au contraatacat în zona Cereșoaia și au reușit să recâștige o parte din terenul pierdut și să refacă legătura cu stânga armatei nouă ruse. La ora 19, divizia 1 Cavalerie a fost și aruncată în luptă. A atacat cu o brigadă trupele germane de pe panta sudică a muntelui Coșna, iar cu brigada 2 Roșiori, dealul Știbor, cucerind ambele obiective. Regimentul 1 Vânători, trimis de la Corpul 2 Român, a contraatacat și el, susținut de două autoblindate și a respins unitățile diviziei 117, care intraseră în satul lui Tuz. Pericolul fusese îndepărtat, dar pătrunderea realizată de armata nouă germană în zona Panciu, la flancul stâng al armatei 2, l-a silit pe generalul Averescu să mute iar o parte din rezerva sa în zona Corpului 2. Chiar dacă forțele îi se diminuaseră, generalul Văleanu a hotărât să reia vârful Cereșoaia pe 12 august. Atacul a fost dat de regimentele 27-15 și batalionul de vânători de munte. Acesta abia sosise după un marș de 160 de kilometri și a pornit la asalt după o pauză de 20 de minute. Pentru a realiza surpriza, nu a existat o pregătire de artilerie. Batalionul de vânători de munte, sub comanda maiorului Virgil Bădulescu, a rupt apărarea diviziei 70 austro-ungare și a pătruns în spatele pozițiilor inamice. A luat peste 400 de prizonieri și 4 mitraliere, pierderile suferite de batalion fiind infime, 2 morți și 19 răniți. În rest, în total, divizia austro-ungară a pierdut 1500 de oameni la Cireșoaia. În timpul nopții a sosit și brigada de grănicieri. Aceasta a primit sarcina ca a doua zi să atace pe la sud de râul Oituz. Pe 13 august, la ora 5, după o scurtă pregătire de artilerie, divizia 7 a trecut la atac, împreună cu divizia 2 rusă, silind divizia 70 austro-ungară să se retragă. Au intervenit însă rezervele trimise de grupul Gheroc, care au respins regimentul rus, amenințând flancul trupelor române, care au trebuit să se replieze. În sectorul Coșna, divizia 1 a reușit să cucerească vârful și apoi să-l mențină în fața contraatacurilor diviziei 117 germane. A urmat o pauză de 5 zile. Luptele au avut un caracter local, iar cele două tabere și-au reorganizat forțele și și-au întărit pozițiile ocupate, iar pe 16 august, regimentul 2 grănicieri a cucerit vârful Runcu. Pe 19 august, inamicul a reluat atacul, sectorul ales fiind cel al vârfului Coșna. Dispunând de o superioritate însemnată de forțe, trupele germane au reușit să ocupe vârful, dar cavaleria română s-a repliat pe panta estică a muntelui, unde a rezistat pe poziții. În cursul nopții, armata 2 a trimis întăriri în acest sector, două batalioane de grănicieri și un regiment de infanterie. Pe 20 august, la ora 7, divizia 1 cavalerie întărită și susținută de toată artileria română a atacat și a reușit să reia o parte din terenul pierdut în ziua precedentă. Această acțiune a constituit ultimul episod major al bătăliei de la Oituz, din vara anului 1917. Armata 1 austro-ungară reușise doar să înainteze între 2 și 6 km pe un front larg de 20 de km și a eșuat să pătrundă pe Valea Trotușului, de unde să amenințe spatele armatelor române și ruse din sudul Moldovei. Товарищи, рабочая крестьянская революция! Speranțele românilor de menținere a status quo-ului de pe front pe parcursul iernii au fost pulberate atunci când puterea a fost preluată la Petrograd de către Lenin și de ordinul acestuia din 21 noiembrie ca armatele rusești să încheie armistițiul. Generalul rus Cerbaciev, comandantul trupelor aliate de pe frontul român, având susținerea Antantei și a României, a respins ordinul lui Lenin. Intenția acestuia era să continue războiul sub autoritatea extrem de îndoielnică a fragilei republici ucrainiene. Însă majoritatea soldaților ruși, aflați sub influență bolșevică, au urmat instrucțiunile lui Lenin de a crea armistiții locale ad hoc. După tratatul de la Brest-Litovsk, prin care Rusia ieșea oficial din război, românii se găseau în fața unei dileme teribile. Continuarea luptei pe cont propriu ducea la un dezastru.
armata română fie ar fi fost prinsă într-un triunghi al morții în Moldova, fie ar fi fost obligată să se retragă în Rusia, devenită regim bolșevic. Astfel, guvernul României l-a autorizat pe generalul Prezan să trimită delegați la Focșani în vederea negocierii unui armistițiu militar cu puterile centrale, semnat la data de 9 decembrie.